Primul târg de nunți organizat la Câmpina și-a deschis porțile astăzi. Tot ce aveți nevoie pentru evenimentul fericit din viața dumneavoastră găsiți în acest weekend la Casa Tineretului. Aranjamente florale, decoruri, invitații, albume, toate vin în întâmpinarea conturării unei nunți aparte. Și am încercat să ducem o gamă variată de accesorii pentru nuntă, pornind de la rochițele de mirese și costumele de mire până la ultimul detaliu și anume aranjamentele de sală, invitații, absolut tot ce este nevoie pentru ca evenimentul să fie desfășurat în mod normal. Dacă ne gândim totuși la buzunar, prețurile diferă în funcție de colecție. O colecție din America cu prețuri între 2500 și 5000 de lei și o lichidare de stocuri cu prețuri de la 400 la 900 de lei. Contează și sala în care veți avea cea mai frumoasă petrecere. Lilaul este o culoare care și anul acesta se poartă, și anul trecut, dar și anul acesta este în mare vogă. Aranjamentele florale trandafiri iarăși rămân la modă. Sunt ceruți în continuare, pentru că trandafirul este o floare care nu moare niciodată. Ce pot să mai spun este că așteptăm câmpinenii să participe într-un număr foarte mare la acest târg, având în vedere că este primul târg de gen care se organizează la Câmpina. Până acum nu a fost foarte bogată, să spun așa, participarea. Sperăm ca până la orele 20 câmpinenii și nu numai câmpinenii și persoanele din localitățile învecinate să vină într-un număr mare, pentru că se apropie sezonul nunților. Trebuie să vă alegeți rochia după preferință, dar și după cum dictează moda. Anul ăsta se merge foarte mult pe ideea de ivor. Se merge foarte mult pe un detaliu și colorat. Se poartă rochile tip sirenă, accesorizate cu broderie franțuzească sau pietre Swarovski. Târgul de nunți rămâne deschis tot weekendul la Casa Tineretului din Câmpina, în fiecare seară până la ora 20.